Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, în seara aceasta, în întâlnirea noastră din seara aceasta, o să fim puțin mai scurți decât de obicei, și anume m-a sunat o doamnă și mi-a spus: părinte, aș veni la programul biblic, sunt nelipsită de la el și mă interesează, dar la ora 8 este dezbaterea dintre cei doi candidați la președinție și aș vrea să și urmăresc. Și i-a mulțumit, zi bine că mi-a spus, că n-am știut nici eu, și atunci și pe mine mă interesează acest lucru, cu atât mai mult cu cât aseară, fiind la o conferință la Huedin, nu i-am văzut. Sigur, ne interesează pe toți, pentru că toți suntem cetățeni acestei țări și ne interesează destinul acestei țări, pentru că suntem implicați în el fiecare dintre noi. Și cu atât mai mult pentru mine ca și preot, cu cât în ultimul timp din toate părțile se încearcă acuze aduse la adresa Bisericii Ortodoxe Române că s-a implicat în politică și că susține un candidat în detrimentul altuia. Sigur, biserica nu trebuie să facă politică în primul rând. Biserica în astfel de situații nu trebuie să susține un candidat în detrimentul altuia. Biserica nu trebuie să cadă în capcane de acest fel de simpatii politice, pentru că toți creștinii, toți cetățenii unei confesiuni, în cazul nostru a Bisericii Ortodoxe, sunt fiii Bisericii. Indiferent de confesiune, toți sunteți fiii Bisericii. De aceea, Biserica nu poate să fie mamă numai pentru un copil și mamă vitregă pentru celălalt copil. Este exact ca și cum o mamă se găsește cu doi copii în competiție, dar are 5 copii sau 10 copii, 2 dintre ei sunt într-o competiție și mama îl susține doar pe unul și pe toți ceilalți fii ai ei, iar antrena în detrimentul celuilalt copil. Cum s-ar simți copilul acela și cum s-ar simți ceilalți copii? Ce-ar vedea în mama? De aceea biserica trebuie să fie neutră. Mă refer acum la Biserica Ortodoxă, trebuie să fie neutră, trebuie să se ține departe de simpatii politice și de susțineri, cu atât mai mult de susțineri politice, pentru că toți fiii ei, sau pentru toți fiii ei, este mama. Așadar, sigur, sperăm să nu se meargă mai departe cu astfel de încercări de a fi atrasă Biserica Ortodoxă în această campanie vis-a-vis de competiția electorală, competiția la președinție. Este firesc să fie competiție, să fie concurs, să fie concurență, este normal, ca să vedem cine este cel mai bun. Nu trebuie să fie numai unul, ci mai mulți, dar biserica trebuie să-și păstreze neutralitatea și calitatea de mamă pentru toți fiii ei. Altfel o să fim, la un moment dat, cu jumătate dintre cei care au alte opțiuni politice, în afara bisericii, ceea ce nu este corect și biserica nu trebuie să facă acest lucru. Nici un preot, nici un ierarh nu trebuie să aibă ieșiri care să favorizeze o parte sau alta și cu atât mai mult să, printr-un cuvânt, printr-un gest, să-și împartă copiii. De aceea și eu am să mă duc în seara aceasta ca să-i văd și eu mai bine. Oricum știu cu cine votez, dar important este pentru toți să ne cunoaștem foarte bine implicarea personală în destinul acestei țări, să analizăm foarte bine trecutul, în special din 90 încoace, și atunci vom vedea fiecare ce a făcut și vom ști de ce să ne ferim. Acum trecem la programul nostru biblic cu tema cinstirea icoanelor, ce ne spune textul biblic. Dragii mei, aș vrea să vă spun din capul locului că este una dintre cele mai grele teme aceasta atunci când este vorba. Deci este grea când este vorba de a ne apăra credința.
noastră. Spre exemplu, dacă suntem interceptați într-o discuție vis-a-vis de icoane de către creștini care au un alt crez, atunci este o temă foarte grea în ceea ce înseamnă apărarea ei. Dar cum specificul nostru este să ne oprim doar la textul biblic mai mult, ce ne spune Biblia, tocmai pentru a avea o bază de discuție cu toți creștinii, indiferent de crezul lor confesional, spun din această perspectivă, este o temă grea și de aceea și eu mă voi opri mai mult la textul biblic, așa cum am făcut de fiecare dată în temele noastre. Din capul locului vreau să vă spun că dacă m-ați întreba, dumneavoastră sau cei care ne ascultă, avem argumente sigure, clare, fără echivoc, cu privire la cinstirea Sfintelor Icoane, avem argumente biblice, clare, în acest sens, și eu, răspunsul meu, eu vă voi răspunde sau răspunsul meu este nu. Și o să vedeți în ce constă acest nu. Avem doar două texte care pot fi luate în acest sens ca argumente, dar avem multe alte texte care indirect ne vorbesc despre Sfintele Icoane și despre puterea lor. Deci răspunsul la întrebarea care ar putea să fie este avem totuși, dar nu foarte clare și directe. De aceea spun este o temă grea, o să vedeți și dumneavoastră și vom analiza foarte atent textele pentru a vedea pe ce anume texte se bazează credința noastră în cinstirea icoanelor. Așa cum ne-am obișnuit, un cuprins ca să putem să urmărim mai bine prelegerea, preliminarii, primul capitol, idol și icoană în Vechiul Testament, dar le-am pus în ghilimele, cu două subcapitole, idol la poporul ales și Dumnezeu poruncește chipuri cioplite, am pus acolo semnul exclamării numai, trebuia să pun și semnul întrebării, dar mai potrivit este semnul exclamării. Pentru că, la o primă vedere, aceasta face Dumnezeu. Și atunci, dacă Dumnezeu poruncește chipuri cioplite, confecționarea sau facerea de chipuri cioplite, atunci cum stăm cu porunca a doua? Din Decalog. O să vedeți toate aceste nuanțe, de aceea vă spuneam de la început, e o temă grea. 2. Icoană în Noul Testament. 3, al treilea capitol, icoanele în tradiția și viața primilor creștini. Acesta este cuprinsul și să știți că până acum la această temă am muncit cel mai mult, dar am muncit și greutatea muncii a venit de acolo, din faptul de a alege variantele de exprimare a ceea ce vreau să spun pe înțelesul dumneavoastră. Cu teologie este simplu să discuți, dar cu cei care sunt din afara spațiului teologic, unde cunoștințele firești teologice sunt mai puține, nu este foarte ușor de multe ori să încerci să transmiți mesajul. Acesta este așadar cuprinsul și haideți să-l luăm pe rând. În capitolul preliminar, doar câteva idei spre reflecție, care apoi se vor regăsi în ceea ce înseamnă mai departe dezvoltarea acestei teme. Icoanele în cult răspund unei trebuințe profunde a naturii umane. Și să vedem despre ce este vorba. Simțim mereu prezența persoanelor dragi. Și ne aflăm și ne simțim bine și ne aflăm confortabil în anturajul lor și în prezența lor.
în prezența mamei, a tatălui, deci în prezența părinților, prezența copiilor, a nepoților, în familie, soții, în anturajul fraților, a prietenilor buni, a vecinilor buni și așa mai departe. Și atunci când nu sunt lângă noi sau când suntem departe de ei, simțim nevoia prezenței lor. Este în natura noastră umană dorul înscris după cel pe care îl iubește, după comuniunea cu el, dorul după prezența lui în viața ta. Este așadar înscris în natura umană acest neastâmpăr de a fi în prezența celui pe care îl iubește. Să ne amintim cât de mult, ca părinți, când copiii sunt departe de noi, cât de mult dorim să fim alături de ei, cât de mult așteptăm să fim în prezența lor, cât de mult îi așteptăm acasă. Cei care suntem bunici, cu atât mai mult. Încercați să vă transpuneți în situația în care vă vedeți nepoții foarte, foarte rar, cât de mult îi doriți. De ce credeți că avem uneori pe desktopul calculatorului sau pe screenul telefonului imaginea unui copil, imaginea unui nepot, deci chipul unui nepot, chipul lui Iisus, chipul Maicii Domnului sau chipul unui sfânt care ne-a ajutat. Nu te mai poți despărți de el. Și atunci de ce îl porți mereu pe ecran? Că atunci când îți deschizi aparatul, chipul acela să fie primul care te întâmpină. De ce? Pentru că simți o liniște, simți un echilibru, simți un ajutor, simți o mângâiere în compania imaginii respective. Așadar, este în firea omului tendința aceasta de a fi în permanentă comuniune cu cei dragi, cu atât mai mult când lipsesc. Și asta spuneam aici, în ceea ce vedeți mai departe, când nu sunt de față aceste persoane, ne folosim de portretele sau fotografiile lor. Acest lucru ne arată ce anume? Că vrem cât mai mult să fim în compania acelui chip, acelei persoane, este acest dor după comuniunea cu persoana respectivă, cu chipul drag. Așa se face că purtăm, cum vă spuneam, pe aparatele cu care lucrăm sau adesea la piept sau într-o poză sau în pormoneu mereu chipul mamei, chipul tatălui, chipul unui copil, chipul unui nepot, al unui frate și așa mai departe. Cu atât mai mult atunci când lipsesc sau când au plecat din viața noastră. Și atunci când deschidem calculatorul, când deschidem telefonul, când scoatem poza din buzunar, din geantă, din pormoneu, ce anume ne mișcă pe noi, ne liniștește, ne mângâie, ne astâmpără dorul? Hârtia aceea? Acele punctulețe care formează pe ecran chipul? Poza care constă din, poate, imaginea
proiectată undeva pe un metal, pe un lemn și așa mai departe, acelea sunt importante pentru noi. Nici vorba. Nu ne interesează deloc nici hârtia, nici materialul, nici metalul, nici lemnul, nici ecranul, nici sticla. Ce pentru noi este important și ce prețuim e acel chip, e acea imagine. Cu acea imagine stăm de vorbă, acea imagine ne mișcă, acel chip ne liniștește, cu acel chip suntem în comuniune și pe acel chip îl sărutăm. Nu hârtia, nici sticla, ci chipul acela. Ei, am pornit de aici, de la acest aspect preliminar, ca să înțelegem că acest lucru este valabil, o să vedem și cu icoanele, și cu crucea. Și că dincolo de orice argument biblic, dincolo de orice text biblic, direct sau indirect, cinstirea icoanelor, cultul icoanelor, venerarea lor, trece dincolo de argumente scrise. Argumentul cel mai puternic este în suflet. Argumentul cel mai puternic este în minte. Argumentul cel mai puternic este în experiența pe care am avut-o cu chipul respectiv, care reprezintă persoana, fie a Mântuitorului, fie a Maicii Sfinte, fie a unui sfânt, fie chipul crucii. La fel, aici tocmai am exemplificat acest lucru, se întâmplă în viața religioasă. Și acum primul capitol, idol și icoană în Vechiul Testament. Să vedem ce înseamnă idol și ce înseamnă icoană în Vechiul Testament și dacă avem de-a face cu vreo icoană în Vechiul Testament. Idol, prin definiție, însemnează statuie sau o statuietă sculptată ca reprezentare a unei zeități. A unei zeități dintre mai multe. Și acest lucru este important, ce spun. De aceea, primul aspect pe care îl vom aborda este cel legat de idol la poporul ales. A avut poporul ales idoli? A primit poporul ales vreo poruncă de a nu îi cinsti pe idol și de a se feri de idolatrie? Și în ce constă această poruncă expresă a lui Dumnezeu? Și de ce i s-a dat o poruncă expresă în acest sens? Și cum trebuie interpretată ea astăzi, în timpul în care trăim, cu referințe la icoane, cu atât mai mult cu cât acest text biblic, acest text sfânt, este luat ca contraargument de cei care n-au în credința lor venerarea icoanelor. Sigur, foarte mulți dintre ceilalți frații noștri care nu cinstesc icoanele, socotesc ca o parte care nu face legătura cu modul lor de închinare, respectăm acest lucru, rău este când, este adevărat, puțin dintre ei ies la atac în această privință. Respectăm credința fiecărui om, respectăm crezul fiecărui om, respectăm înclinația religioasă a fiecărui om și convingerile lui, după cum și ale noastre sunt respectate, dar între creștini n-ar trebui să fie diferențele motive de dispută, de ură, de dezbinare, cu atât mai mult de luptă. De aceea mă voi opri fără nici cea mai mică intenție polemică, dar pentru noi, ca și creștini ortodoxi, care avem credința în icoane,
care avem credința și un cult al crucii, al icoanelor, al sfinților, dincolo de orice intenție polemică, că nu acest lucru este important. Noi trebuie să ne cunoaștem fundamentele credinței noastre. Acesta este unul din obiectivele programului nostru biblic și mai ales a faptului că am început un capitol important, și anume apologetic, adică de apărare a credinței noastre, mai mult de fundamentare a credinței noastre sau de cunoaștere a fundamentelor credinței noastre, pentru că fundamentul principal este textul sfânt. Acesta. De aici pornește totul. Și trebuie foarte bine să știm, o spune și Apostolul Pavel, o spune și Sfântul Petru, că trebuie să fim bine pregătiți vis-a-vis de crezul nostru și de fundamentele crezului nostru. Trebuie să știm foarte bine pe ce este fundamentată credința noastră. Mai mult, trebuie să știm foarte bine în ce credem. Și atunci, când vom ști foarte bine care sunt fundamentele credinței noastre, să știți că nu va fi foarte ușor să pendulăm, să oscilăm în credința noastră. De aici, oscilațiile în credință din necunoașterea, să știți, a fundamentelor credinței noastre, a ceea ce înseamnă baza credinței personale. Așadar, prima problemă, idol la poporul ales, și ne vom opri la un text, și anume Cartea Ieșirii, capitolul 32, versetele 1 până la 8. Dar înainte de asta, o să ne oprim la porunca a doua din Decalog, și anume porunca pe care o găsim în Cartea Ieșirii din Vechiul Testament, capitolul 20, versetele 4 și 6, și repetată legea în Deuteronom, capitolul 5, e vorba de porunca noastră, doar versetele 8 și 10. Haideți să vedem despre ce este vorba. Iată ce se spune acolo. Să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus, ori de câte sunt pe pământ, aici jos, ori din câte sunt în apele de sub pământ. Deci să nu ne facem niciun chip cioplit sau vreo asemănare dintre acestea. Să nu te închini lor și nici să le slujești. Și asta e porunca lui Dumnezeu dată lui Moise, pe care s-o transmită poporului. Și iată ce spune mai departe Dumnezeu. Pentru că eu sunt, eu Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Cel ce pedepsesc pe copii pentru vina părinților până al treilea și al patrulea neam, pentru cei ce mă urăsc, adică pentru cei care nu mă cunosc și mă urăsc, aici este vorba de necunoașterea lui Dumnezeu din cuvântul lui și al urât după ce el ți-a transmis cuvântul. La acest lucru se referă aici Dumnezeu, dar mă milostivesc până al miilea neam spre cei ce mă iubesc și îmi păzesc poruncele. Un text aspru, un cuvânt al lui Dumnezeu aspru, o poruncă aspră, dură chiar. Aceasta este a doua poruncă din cele 10 pe care Dumnezeu o dă poporului, unde apare expresia sau noțiune de chip cioplit, de asemănare, să nu ne le facem și să nu ne închinăm lor. Și icoanele, crucea, sculptura, sunt socotite de o parte dintre creștinii timpului nostru ca și chipuri cioplite. Și atunci când spun, de ce vă închinați la icoane, de ce vă închinați la cruce, spun, încălcați porunca a doua a Decalogului, unde Dumnezeu în mod expres a dat poruncă, adică a sfătuit poporul la modul imperativ să nu-și facă niciun chip cioplit. Cu alte cuvinte, chipul cioplit este ceea ce aveți spre
venerare, precinstire în bisericile voastre. Icoane, cruce și așa mai departe. Să vedem la ce se referă această poruncă. Dacă această poruncă vizează icoanele, dacă această poruncă vizează crucea, să vedem despre ce este vorba. Mergem mai departe cu textul. Văzând însă poporul că Moise întârzie, m-am dus la capitolul 32 din Ieșire, să se coboare din munte, s-a adunat la Aron. Acum ne va lămuri ce înseamnă chipul cioplit. Dumnezeu dă poruncă să nu ne facem chipuri cioplite, dar acum să vedem ce a făcut poporul. Ce înseamnă chipul cioplit? Foarte mare atenție acum. Ce înseamnă chipul cioplit? Pentru că poporul într-adevăr își face un idol. Deci Moise întârzie de pe munte. A stat acolo 40 de zile, 40 de nopți. Și poporul a crezut că Moise a murit. Și nu se mai întoarce. Și nu mai are conducător. N-are legea. Și atunci îl roagă pe Aron să facă ceva. Despre acest lucru este vorba. Văzând însă poporul că Moise întârzie să se coboare din munte, s-a adunat la Aron și i-a zis, însoțitorul lui Moise, ajutorul lui Moise, am spune noi, asistentul lui Moise, scoală-te tu și fă-ne nouă Dumnezei care să meargă înaintea noastră, expresia la plural, vă rog să vă uitați aici, nu spune fă-ne nouă Dumnezeu, fă-ne Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci cu Moise, cu omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a întâmplat. Iar Aron le-a zis, scoateți cerceii de aur din urechile femeilor și a fetelor voastre și aduceți-i la mine. Atunci întregul popor a scos cerceii cei de aur din urechile femeilor și i-a dus la Aron. Și el i-a luat din mâinile lor, i-a topit în tipar și a făcut din ei un vițel turnat și le-a zis, iată-i pe Dumnezeii tăi, Israele, cei ce te-au scos din țara Egiptului. Aici a fost marea greșeală. Adică în vițelul respectiv de aur, cu accesoriile care erau în jurul lui, a fost numit, sau întregul ansamblu a fost numit la plural Dumnezei, aceștia te-au scos pe tine din Egipt. Pe cum se scoate aceia din Egipt? Dumnezeul pe care Moise l-a spus poporului, eu sunt cel ce sunt, ce există dintotdeauna și care a făcut minuni cu ei, a fost uitat într-o clipă. Și atunci, aici a fost greșeala poporului. Haideți să mergem mai departe. Văzând aceasta, Aron a zidit în fața lui un jertfelnic mai mult. Deci nu se oprește poporul aici. Și a strigat Aron și a zis, mâine este sărbătoare Domnului. A doua zi s-au sculat ei de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mântuire, de izbăvire. Apoi a șezut poporul de a mâncat și a băut și pe urmă s-a sculat să joace. Treagă sărbătoare în jurul vițelului, idolului. Atunci a grăit Domnul către Moise. Grăbește de te pogoară de aici, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a răzvrătit. În alte traduceri, mai corect, este și-a pierdut mințile. Deci poporul și-a pierdut mințile. Iar în versiunea Bartolomeu, în loc de răzvrătit, apare cuvântul ticăloșit, poporul s-a ticăloșit. Dar varianta cea mai bună a cuvântului din Septuagintă este și-a pierdut mințile. Poporul și-a pierdut mintea.
Curând s-au abătut de la calea pe care le-ai poruncit-o și au făcut un vițel turnat, îi spune Dumnezeu lui Moise, Moise nu știa în munte ce s-a întâmplat, și s-au închinat și au adus jertfe zicând, iată pe Dumnezeii tăi, Israele, care te-au scos din țara Egiptului. Și acum, Dumnezeu îi dă poruncă lui Moise să nu-ți facă chip cioplit și poporul face chip cioplit. Adică își face un idol pe care l-a slujit în detrimentul Dumnezeului adevărat. De aceea Dumnezeu dă poruncă poporului să nu-și facă aceste chipuri cioplite care erau asociate cu mai mulți zei care conduceau destinul poporului. Și ce se întâmpla? Dumnezeul cel adevărat care a făcut minuni și a condus era înlăturat. Acesta este idolul. Adică cel care încearcă să-L suplinească pe Dumnezeu, să-L înlăture pe Dumnezeu cel adevărat și să se facă mai mulți idoli, o mulțime de zei. Acesta este politeismul. Ori poporul ales, poporul evreu a fost monoteist, adică a avut credința într-un singur Dumnezeu, în Iahve, în Cel ce există din totdeauna și care a scos cu mână tare, cum se spune, și cu braț înalt din Egipt, din robie. De ce această poruncă expresă dată poporului de a nu se închina la idoli? De ce această poruncă expresă pentru poporul ales? Pentru că el era înconjurat de popoare idolatre și foarte ușor poporul era ademenit de popoarele respective și cunoaștem atâtea exemple din istoria poporului ales, când el a îmbrățișat credințele popoarelor cu care el a intrat în contact pe timpul celor 40 de ani de peregrinare prin pustie. În acest eveniment la care am făcut referire, mor 3.000 de oameni. Dumnezeu a pedepsit aspru poporul când Moise a coborât de pe munte, a spus, cine este credincios, cine este al lui Dumnezeu să vină aici? Cine este al Dumnezeului cel adevărat? Și tribul lui Levi vine. Eu n-am la toate versetele. Citiți-le acasă, faceți lectura acasă. Și tribul lui Levi a fost credincios și Moise poruncește, ia sabia și ucide pe toți cei care s-au îndepărtat de Dumnezeul cel adevărat. Și ne spune Cartea Sfântă că și-au ucis părinții, și-au ucis frații, și-au ucis copiii, și-au ucis pe cei apropiați care au părăsit credința în Dumnezeu cel adevărat. Un adevărat măcel în pustie. Cât de mult a ținut Dumnezeu la credința poporului în forța Dumnezeului unic al Universului, nu în povești. Și Dumnezeu n-a îngăduit, n-a slăbit deloc acest aspect, de aceea a pedepsit aspru, spre aducere aminte, ce înseamnă rătăcirea de la adorarea și de la credința Dumnezeului celui adevărat. Mergem mai departe. Așadar, acesta este textul din Vechiul Testament cu porunca decalogului și cu ceea ce s-a întâmplat cu poporul ales. Și acum mergem la Psalmul 96 sau Psalmul 97, depinde de ediția Sfintei Scripturi, pentru că anumite psalme au fost despărțiți în două, de aceea într-o ediție apare Psalmul 96, într-altă 97. Nu acest lucru este important, versetul 7. Vă rog acum să fiți atenți, pentru că acest text, oarecum, în discuțiile pe care le aveți cu cei care nu cinstesc Sfintele Icoane, este invocat ca argument. În traducerea Bibliei Cornilescu, pe care o folosește toată lumea, protestantă și neoprotestantă, editată de Societatea Biblică Britanică, textul respectiv din versetul 7 sună așa. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolilor. Acesta este textul din Biblia Cornilescu.
repet, Biblie pe care o au absolut toate bisericile neoprotestante. Și pe care adesea și dumneavoastră o aveți, uneori, sigur, fără să știți despre ce este vorba în această traducere. Mergem mai departe la alte traduceri. Deci aceasta este versiunea Cornilescu și atunci când aveți o discuție pe tema icoanelor, acesta este contraargumentul. Acesta este argumentul care vi se aduce spunând scrie în psalmul, în Sfânta Scriptură. Deci scrie în Sfânta Scriptură, scrie în Vechiul Testament, scrie în psalm, că sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor. Și ce se spunem? Da, scrie. Și vă arată Biblia. Haideți să ne oprim la variantele de text acum. Mergem la traducerea sinodală ortodoxă a Bibliei din 1968. Am luat-o pe a mea, care o am aici. Nu e cea mai bună traducere. Și când am vorbit despre Maica Domnului, vă amintiți că v-am dat exemple. Sau versiunea Bartolomeu. Ambele merg, am luat una mai veche și alta mai nouă. Ambele merg pe aceeași traducere. Care este traducerea pe care o avem în aceste versiuni? Și acum apare întrebarea. Care e traducerea cea mai bună, adevărată? Cea din Cornilescu sau cea ediția, să zicem, sau varianta Bartolomeu sau a Sfântului Sinod? Ia uitați-vă cum apare în Biblia din 1968 tradus textul, o să vedem textul în original. Eu vi-l arăt acum. Nu știu dumneavoastră greacă, dar vă explic anumite lucruri. Că acolo trebuie să mergem la textul original, nu la variantele numai de traducere, uneori traduceri confesionale. Ia uitați-vă ce se spune în ediția Sfântului Sinod și în ediția Bartolomeu. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor, nu icoanelor, ci chipurilor cioplite. Care este traducerea adevărată? Trebuie neapărat să mergem la textul original, textul grecesc. Textul Septuaginte, din care este textul de bază al Vechiului Testament în limba greacă. Avem aici să se rușineze și avem pantes, proschinuntes, toți cei care se închină cui? Un dativ plural aici avem. Ce este dativul plural? Tis, glip, tis. Deci toți cei care se închină chipurilor cioplite, un plural, și icoanelor, tot pluralul este, dativul plural, care se închină chipurilor cioplite și care se laudă în, avem aici, idolis afton, în idolii lor. Dar acum, analiza textului. Tot ce vedeți dumneavoastră, textul sau expresie sau cuvântul pe care dumneavoastră îl vedeți aici, cu această culoare, un mov, tis gliptis, care este subliniat, este cuvântul care derivă de la verbul glifo, care însemnează sculptură sau gravură. Iar cuvântul idolos este pluralul cunoscut de la cuvântul idol. Deci nu avem în original cuvântul icoană, ci avem cuvântul sculptură sau gravură, așadar un chip cioplit. Nu este cuvântul icoană. Mergem un pic mai departe. În psalmul, deci în acest psalm, 96 sau 97, depinde de ediție, în versetul 7, nu întâlnim cuvântul icona. Vedeți aici. Nu întâlnim cuvântul icona, ci cuvântul gliptis, la plural, care derivă de la glifo, care înseamnă a sculpta, a gravă. Deci o sculptură, o gravură, un lucru de artă. Deci nu întâlnim în versetul acesta 7 acest cuvânt icona, care de regulă în Vechiul Testament traduce termenul, vi l-am dat în transliterare latină, shelem, care niciodată nu este folosit cu referire la idol sau la chipuri cioplite. Deci, cu alte cuvinte, textul acesta trebuie așa tradus.
se rușinez de toți cei care se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor, nici într-un caz cu icoană, cu icona. Deci nici într-un caz. Mergem mai departe. Analizând toate textele biblice care conțin aceste cuvinte, vedem că prin cuvântul idol, idolon, în limba ebraică peșel, este desemnată o zeitate păgână, întotdeauna o zeitate păgână, iar sintagma chip cioplit, adică cioplitură sau gravură, adică în limba greacă cliptos, se referă la reprezentarea idolului și nu la orice fel de reprezentare, ci numai la idol. Așadar, textul acesta de aici, din Psalmul 97 sau 96:7, nu se referă la orice fel de reprezentare, ci acest cuvânt se referă doar la idol, adică chipurile cioplite care erau idolii a care poporul se închina. Nu orice fel de reprezentare. De ce accentuez acest lucru? Pentru că și icoana este o reprezentare a unei imagini. Dar nu este folosit în original, nu avem în textul adevărat original cuvântul icona, ci un cuvânt care întotdeauna se referă la idol, adică la un chip cioplit care era respectat, cinstit, venerat ca și idol, adică ca și un Dumnezeu. Mergem puțin mai departe. Deci nu la orice fel de reprezentare. Scriptura Vechiului Testament, și urmează un text important, Scriptura Vechiului Testament interzice totuși reprezentarea lui Dumnezeu și ne spune și de ce. Deci Scriptura Vechiului Testament a interzis reprezentarea lui Dumnezeu. Deci tot ce însemna reprezentare a zeilor era interzis în Vechiul Testament. Erau idoli. De aceea Dumnezeu dă această poruncă. Deci iată la ce se referă porunca respectivă, nici într-un caz la icoane. Și o să vedeți imediat în text că Dumnezeu chiar poruncește să se facă chipuri cioplite, dar o să vedem ce înseamnă acel chip cioplit. Nici într-un caz zeu, adică un lucru de artă care să fie închinat sau venerat ca și un zeu sau să îi se aducă jertfă. Iată de ce vă spuneam că e o temă foarte grea, să știți. Și le-am spus și studenților în mod deosebit ce interesa să vină, pentru că foarte aceste lucruri la curs nu prea le facem. Iar la capitolul de misologie, sectologie, foarte rar profesorul se oprește la cuvintele grecești. Deci acesta este, să zicem noi, domeniul nostru de referință biblic. Deci aia v-am chemat în mod deosebit. Dar, sigur, cu voi o să discutăm în termeni mult mai teologici, însă este important ca voi să știți foarte bine anumite lucruri, pentru că voi teologii sunteți cei care mâine intrați în câmpul misionar al bisericii și trebuie să știți foarte bine aceste lucruri. Vă spun aici că o să organizez în cadrul facultății anumite conferințe pe aceste teme apologetice, unde sigur limbajul va fi altul și modul de transmitere a cunoștințelor va fi altul. Repet, Sfânta Scriptură a Vechiului Testament interzice reprezentarea lui Dumnezeu și ne spune și de ce. Și acum urmează un text. Din Cartea Deuteronomului, capitolul 4, versetele 15 până la 19. Să citim acest text. Țineți dar bine minte că în ziua aceea când Domnul va grăi din mijlocul focului de pe muntele Horeb, n-ați văzut niciun chip. Citim textul și vi le explic puțin. Să nu greșiți dar și să nu vă faceți chipuri cioplite sau închipuiri ale vreunui idol care să înfățișeze bărbat sau femeie, sau închipuire vreunui dobitor de pe pământ, sau închipuire vreunei păsări ce zboară sub cer, sau închipuire vreunei jivine care se tărăște pe pământ, pentru că idole au fost făcuți din toate animalele și din toate păsările. Sau privind la cer și văzând soarele, luna, stelele, cunoașteți absolut toți din cultura noastră generală cum era
închinată, cum exista închinări la lună, la stele și așa mai departe. Avem referit și în Noul Testament ale Apostolului Pavel în acest sens. Și toată oștirea cerului, să nu te lași amăgit ca să te închin lor. Ni să le slujești. Pentru că Domnul Dumnezeul tău le-a lăsat pentru toate popoarele de sub cer. Deci toți se folosesc de el. Dar să nu te închin lor. Nici unuia sau nici uneia dintre acestea. Cartea Deuteronomului, capitolul 4, 15, 19. Mergem mai departe. De ce? De ce această poruncă? Pentru că Dumnezeul evreilor, deci al poporului ales, este creatorul cerului și al pământului și nu poate fi reprezentat ca o creatură. Adică toată creația de aici de care vorbește textul poate fi reprezentată în imagini, în sculptură, în lucruri de artă. Este Dumnezeul cerului și al pământului. Nu poate fi reprezentat. Pentru că pe el nu l-a văzut Moise. Când l-a întâlnit în munte. Și dacă citiți textul acesta mai departe, în context o să vedeți că când Dumnezeu îi se arată lui Moise în rugul aprins, îi spune să se depărteze. Dar haideți să mergem un pic mai departe. Dumnezeu e o întrebare și aici am pus și, adică e semnul exclamării, dar e și întrebarea, semnul întrebării. Dumnezeu poruncește chipuri cioplite în Vechiul Testament? Dacă punem semnul întrebării, atunci rostim aceste cuvinte așa, Dumnezeu poruncește chipuri cioplite în Vechiul Testament? După ce am văzut toate aceste lucruri? Și dacă luăm semnul exclamării, atunci citim așa. Dumnezeu poruncește chipuri cioplite în Vechiul Testament. Cum să o luăm? O luăm cu semnul exclamării? O luăm cu semnul întrebării? Haideți să vedem despre ce este vorba. În ceea ce am să vă arăt mai departe, de aceea am pus acest titlu, se vede diferența dintre chip cioplit, o să vedeți imediat, cu referire la idol și chip cioplit cu referire la Dumnezeu. Păi cum e asta? Avem chip cioplit cu referire la idol și avem chip cioplit cu referire la Dumnezeu. Păi acum am văzut că Dumnezeu a oprit aceste lucruri. Le-a interzis. Mă, cred că vă gândiți, păi părintele ne-a aruncat într-o ceață acum. Pe tema este grea, dar o lămurim acum. Însă insist asupra acestui mod de exprimare. Poruncește chipuri cioplite, poruncește chipuri cioplite. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Ne întrebăm. Repunem acum o întrebare. Sunt acestea toate simbolul cultului icoanelor care o să le vedem mai departe? Punem întrebarea ca să putem să urmărim. Și al crucii, deci voit acest cult de Dumnezeu, deci tot ce vom vedea acum, tipul cioplit o să vedeți, poruncit de Dumnezeu. Dar o să vedeți că nu sunt cu referire la idoli, ci fac parte din cultul lui Dumnezeu, din adorarea lui Dumnezeu a acestei chipuri cioplite, o să vedem diferența și ne întrebăm atunci, dacă toate aceste chipuri cioplite, poruncite de Dumnezeu, să se facă, să se confecționeze, fac parte din cultul lui Dumnezeu, nu cumva ele sunt simbol cultului icoanelor și al crucii de mai târziu, din Noul Testament? Asupra acestei întrebări este concentrat tot materialul care urmează. Deci toate ideile, toate reflecțiile următoare. Studenții teologi să fiți foarte atenți, pentru că toate aceste lucruri nu le găsiți nici într-un manual de sectologie. Deci sunt reflecții pe text, analize pe text și
găsit argumentele prin deducție. Nu o să găsim argumente directe, ci prin deducție. Ne oprim puțin la această întrebare în cele ce urmează în material. Acum, după ce vă spunem toate acestea, cred că vă dați seama ce frumoasă e teologia. N-are egal, să știți. Dacă m-ar întreba cineva, spus Aguna, el vorbea de preul, l-a întrebat, zice, dacă te-ai naște 2 ore sau 3 ore, ce te-ai face? Mare mitropolit și Aguna se spune, de 10 ori, dacă m-aș naște, tot preot m-aș face. Iar dacă m-ați întrebat pe mine, dacă v-ați mai naște acum, ce ați mai face, ce ați mai studia? De 100 de ori, dacă m-aș naște, tot teologia aș face. Dar aș face sigur combinată cu medicină. Acum. Mergem mai departe. Cortul mărturiei. Dumnezeu poruncește un loc de închinare poporului după ce a ajuns în pământul făgăduit. Și acel prim loc de închinare a fost cortul mărturiei. N-a fost templu. Apoi a urmat templu. Și Dumnezeu poruncește să se facă aici heruvimi în acel cort al mărturiei. Primul locaș de închinare a evreilor după ce au poposit țara făgăduită. Și Dumnezeu poruncește să se facă heruvimi. Păi heruvimi erau în cer. Erau ființe spirituale, duhuri care slujeau pe Dumnezeul cel adevărat. Era un cer, pe cum se facă oamenii? Deci avem atâtea mărturii în Vechiul Testament în care se spune că Dumnezeu se sluji de cetele îngerești, de heruvim, de serafim. Și poruncește poporului ales aici să facă preoților să facă heruvim. Citim acum textul din Ieșire 25, 18, 20, 22. Să vedem ce poruncește Dumnezeu să se facă. Iată textul. Vei face 2 heruvimi până lui Iosua din aur lucrat cu ciocanul și îi vei pune pe acoperământul ispășirii, unde templul, unde se aducea altarul unde se de jertfă, unde se aducea prinoasele lui Dumnezeu. La amândouă capetele. Deci facem cu ciocanul din aur ceva, heruvim. Păi asta a făcut și poporul. Asta a făcut și poporul în pustie. A făcut un vițel cu ciocanul, l-au turnat încă mai frumos, l-a turnat, avea un tipar. Iată că evreii în pustie s-au ocupat cu topitul metalelor. Și aici spune, fă-l cu ciocanul. Mai dur așa. Fă un heruvim. Și un heruvim va fi la un capăt și un heruvim va fi la celălalt capăt al acoperământului. Heruvimii vor fi deasupra cu aripile întinse, cu aripile umbrind, foarte important acum. Umbrind, verbul acesta. Sischiazo aici, în limba, aici avem un participiu. Sischiazontes. Să vedem ce înseamnă acest verb, sischiazo, în limba greacă. Tradus cu umbrind. Deci, cu aripile umbrind acoperământul, cu fețele una spre cealaltă. Detalii foarte exacte. Cu fețele, deci fețele heruvimilor vor fi îndreptate spre acoperământ. De acolo mă voi face ție cunoscut. Acum e foarte important. Deci, ce înseamnă heruvim? O reprezentare a unui înger cu aripi, cum avem până astăzi. Deci Dumnezeu îi poruncește poporului să-și facă 2 heruvimi din aur, să reprezinte chipul acesta, acest duh slujitor din cer, să-l reprezinte pe pământ într-o imagine. Care l-avem până astăzi, acest chip, sau avem până astăzi această imagine. Îngerii cu aripi, până astăzi sunt reprezentați în iconografie. Bun. Deci avem acum poruncă. De Dumnezeu însuși poruncește poporului să facă un chip cioplit. Că asta era, un chip cioplit. Pe odată îl oprește.
Numai că acest chip cioplit nu era un idol, Dumnezeu nu poruncea să facă un idol poporul la care să se închine. Acești doi heruvim intrau în cultul lui Dumnezeu, în adorarea lui Dumnezeu, în ceremonia cultică adresată lui, dar cel care era închinat era Dumnezeu. Aceștia nu erau idoli care să-L locuiască pe Dumnezeul cel adevărat. Mergem un pic mai departe. Acum să fim atenți. Ce rol au acești doi heruvim? De acolo mă voi face ție cunoscut și de acolo, de deasupra acoperământului, dintre cei doi heruvim ce vor fi pe chivotul mărturiei, de acolo îți voi vorbi eu ție. Și acum ni se dezleagă multe. Despre toate câte îți voi porunci pentru fiii lui Israel. Adică Dumnezeu nu de oriunde vorbea. Deci nu vorbea de oriunde. Și-a ales un loc. Și care era acel loc? Cel marcat de un cadru de heruvimi. Adică în cer se sluji de heruvimi, iar pe pământ poruncește să se facă două heruvimi, două chipuri, din care el să transmită voia lui mai departe poporului. Deci acești doi heruvimi făcuți din aur aveau un rol, intrau în cadrul de referință cultic, de slujire cultică a poporului. De acolo spune, mă voi arăta și îți voi vorbi eu ție. Nu din orice loc. Transpunem acum toate aceste lucruri în Noul Testament. Nu cumva din cruce și prin intermediul crucii ne transmite nouă Dumnezeu din acel loc ce este crucea pentru noi? Nu cumva prin icoane, o să vedem de unde icoanele acestea, chipurile acestea. Nu cumva prin icoane ne transmite nouă ce este El și ce vrea cu noi și cum putem să ajungem la El și cum ne poate vorbi printr-o imagine despre sine? Nu cumva? Ia uitați-vă unde se găsește originea. În acest text, în Cartea Ieșirii, în versetul 22, unul dintre cele mai importante texte din Biblie cu privire la icoane. Versetul 22, cu privire la cinstirea icoanelor, la cinstirea crucii. Așadar, Dumnezeu se descoperă într-un cadru cultic încărcat de simboluri. Acolo se găsește Dumnezeu. Mergem mai departe. Acel verb de care v-am vorbit aici, pe care vi l-am amintit, tradus cu umbrind, cu aripile umbrind acoperământul, cu fețele una spre cealaltă, fețele heruvimilor vor fi îndreptate spre acoperământ și de acolo mă voi arăta eu ție. Acest verb, schiazo, care însemnează a acoperi cu umbră, a cufunda în umbră, are o foarte mare importanță în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament. Și anume, prin lipsa de realism a imaginii, conotația duhovnicească este evidentă. Și anume, Dumnezeu cel ce șade pe heruvim, așa putem noi numai să ne exprimăm, nu șade pe heruvim cum înțelegem noi, odihnește în heruvim. Toată reprezentarea noastră sau tot modul nostru de a vorbi este impropriu despre Dumnezeu. Amintiți-vă că v-am spus odată și despre al doilea cer, al treilea cer, care nu există. Sau când noi spunem că Dumnezeu locuiește în cer. Dumnezeu nu locuiește în cer, pentru că cerul nu există. Noi numai prin imposibilitatea de a ne închipui cum este Dumnezeu pretutindeni, punem că Dumnezeu, care e creator, nu poate fi ca și noi aici pe pământ. Și atunci îl plasăm pe Dumnezeu dincolo de pământ. Și tot ce vedem deasupra noastră, punem că este cerul. Dar cerul există și de deasupra noastră. N-am aici o hartă,
o tablă să vă, să vă desenez, imaginați-vă sistemul solar. În sistemul solar Pământul este doar un element din sistemul solar, nu, o planetă. Pe mișcarea de rotație există cer și deasupra și de desubt și în dreapta și în stânga. Pe cum Dumnezeu locuiește în cerul de desubt, acolo spunem că e iadul. Adică atât a putut omul să exprime din relația lui cu Dumnezeu, Dumnezeu locuiește în cer, adică deasupra noastră, El este superior nouă, iar cei care s-au opus lui, care sunt în iad, este de desubt. Adică nu poți să fie cu Dumnezeu, Dumnezeu e deasupra, mă rezi. Dar nu avem un cer. Nu există un cer. Dumnezeu nu locuiește undeva circumscris, spațial, geografic, și acolo este El. Toate imaginile pe care noi le avem despre Dumnezeu în acest sens, că șade pe un tron, că este bătrân, cu barbă albă, sunt imaginații de ale noastre, nu greșite, dar ne-l imagina pe Dumnezeu cum El trece dincolo de modul nostru de referință. Iar iadul nu există așa cum ne-l imaginăm noi. Un loc în care arde focul, care diavolul pune mereu moală acolo și tot are treabă și stă în fum și noi o să stăm în fum acolo și în foc și în căldură. Și nici vorbă de așa. Sunt moduri de exprimare a intensităților de trăire și de ardere a conștiinței și a realizării depărtării de Dumnezeu. Și acum, când ai liniște deloc, transpiri, ai tensiuni, ești încălzit și așa mai departe. N-ai liniște. Deci acela este ca un foc, ars tot. De neliniște, de tulburare, de mânie, avem aceste expresii ale noastre aici pe pământ. Deci nu așa trebuie să ne imaginăm raiul și iadul, cum sunt descrise, spre exemplu, pe pereții mănăstirilor din Moldova, de exemplu, sau în iconografie. Sunt numai imagini care ne duc, sigur, cu gândul la ce înseamnă chinul sau fericirea. După cum nici raiul nu constă dintr-o grădină frumoasă în care curge un râu cu apă cristalină și cu un gazon tuns englezește și cu pom ce mai frumos și cu... Nici vorbă de așa ceva. Nu ne imaginăm în acest fel lucrurile referitoare la rai și raiat. Revenim. Așadar, Dumnezeu cerceșate pe heruvim prin aripile acestora își face simțită prezența în simbol, adică în ceea ce ei reprezintă. Folosind un verb cu aceeași rădăcină a umbrii, Noul Testament va conota acțiunea prin care Dumnezeu își exercită puterea sau își revarsă harul asupra uneia sau mai multor persoane. Și acum înțelegem mai bine. Puterea celui preanalt o va umbri pe Fecioara Maria, adică metafora umbrei în Noul Testament este metafora sau simbolul prezenței lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu. Spune, Fecioara Maria a fost umbrită de puterea Duhului Sfânt, adică a intrat sub înrăurirea puterii Duhului Sfânt. Mergem mai departe. Găsim acest lucru, această exprimare în Luca 1:35. Sau norul luminos al schimbării la față îi va umbri pe apostoli. Adică îi va învălui. Deci e metafora prezenței lui Dumnezeu sub chipul umbrei, adică nu poți să vezi totul din Dumnezeu. Umbra, întunericul, de aceea se vorbește în teologie, întunericul lui Dumnezeu, dar El este lumină. De El este întuneric pentru noi, că nu putem pătrunde în ceea ce este El ca lumină. Mai departe, umbra lui Petru spune la un moment dat în Faptele Apostolilor, în capitolul 5:15, umbra lui Petru îi va umbri vindecător pe bolnavii Ierusalimului. Adică, într-un Luca, spune că bolnavii, după înviere, bolnavii și după pogorea Sfântului Duh, bolnavii, dar în special după înviere, după pogorea Sfântului Duh, în special pe apostolii la propovăduire sunt încărcați de puterea Duhului Sfânt, de energia dumnezească și oamenii așteptau măcar umbra lui Petru să treacă peste ei. Umbra lui Petru. Petru nu era de față. Nu era aproape de ei. Măcar umbra să treacă.
un sfânt dintr-o icoană nu este lângă noi. Măcar umbra lui să treacă peste noi, să ne înrăurească. Iată metafora umbrei. E acolo, în Vechiul Testament, când spune, revenim acum la textul, poate îl înțelegem mai bine, cu aripile umbrind acoperământul. Acolo era Dumnezeu. Acolo se manifesta Dumnezeu în acest cadru de simbol al unor lucruri care intrau în componența cultului adresat lui Dumnezeu. Imaginea, simbol, tipică a ceea ce înseamnă icoanele, mai departe și crucea în biserici. Mergem mai departe. Încă un text foarte important. La fel, Solomon împodobește Sfânta Sfintelor în templul din Ierusalim și Solomon face. Deci acestea au fost în cortul mărturiei. Acum Solomon, când zidește templul, face același lucru. Cu heruvim ciopliți din lemn îmbrăcați în aur. El a avut mai mult aur, templul l-a împodobit în aur și în Cartea Regilor, în capitolul în Cartea a treia a Regilor, în capitolul 6, versetul 23, se spune așa. În altar a făcut doi heruvim din lemn de chiparos, fiecare de câte 10 coți. Doi heruvim imensi. Deci, iată, Solomon merge mai departe cu tradiția simbolului legat de cultul lui Dumnezeu sau de cinstirea lui Dumnezeu. Chip cioplit face și Moise. Și știți, de acum la porunca Domnului în pustie, adică șarpele de Aram. Iată, Dumnezeu poruncește să se facă un chip cioplit, adică șarpele de aramă, care, amintiți-vă de la întâlnirea trecută, când am vorbit despre cruce, ce putere avea. Deci șarpele de aramă, acest chip cioplit pe care îl poruncește Dumnezeu, nu era un idol, ci prin acest chip cioplit, poruncit de Dumnezeu, se exprima ce? Puterea lui. Că nu șarpele acelea de aramă vindeca. El era un lucru făcut din aramă, poate era frumos făcut sau nu, agățat acolo pe un lemn, spânzurat pe un lemn. Păi nu avea nicio putere. Era un metal. Era un lucru din metal. Ci Dumnezeu, prin simbolul lui, el devenise un instrument al puterii lui Dumnezeu care se manifesta față de popor. De aceea nici crucea ca lemn nu este cea cu putere, ci este instrumentul prin care Dumnezeu trimite puterea mântuitoare pentru noi și vindecătoare și sfințitoare. La fel ca în Vechiul Testament. Deci iată, Dumnezeu poruncește un chip cioplit să se facă, prin intermediul cărui chip cioplit el transmitea o putere. El se manifesta cu putere în popor prin intermediul acelui chip cioplit. Dar ce poruncește Dumnezeu, adică heruvimii, șarpele de aramă, nu erau idoli, adică nu erau chipuri cioplite în sensul de idol, cărora poporul să li se închine îndepărtându-l sau înlăturându-l pe Dumnezeu. Iată diferența dintre chip cioplit și idol. De aceea, când Dumnezeu interzice poporului să-și facă chipuri cioplite, se referea la acele chipuri care îl înlocuia pe Dumnezeu reprezentând un idol. Am văzut vițelul de aur. Când Dumnezeu n-a mai fost adorat și acel idol, sau despre acel idol se spunea că i-a scos din Egipt. Nu Dumnezeu cel adevărat. Aceasta interzice, dragii mei, porunca a doua din Decalog. Nu chipurile cioplite poruncite de Dumnezeu, adică instrumentele manifestării puterii lui Dumnezeu în lume. Nu acestea le interzice porunca a doua. De aceea porunca a doua Decalogului nu poate fi folosită ca argument împotriva icoanelor sau al crucii pe care le avem făcute, alte confecționate de către om. Deci nici într-un caz nu este argument în acest sens. Și aceste texte pe care le-am analizat și am văzut semnificația lor sunt evidente în acest sens.
au puterea, am putea să spunem, de argument suprem. Concluzia. Folosirea icoanelor, a crucii, e îngăduită în cult cu condiția ca aceste chipuri să nu fie confundate cu însăși ființa divină. Noi nu confundăm crucea cu ființa divină. Noi nu ne închinăm lemnului ca atare, ci ceea ce reprezintă acel lemn. Noi nu sărutăm o icoană pentru lemnul din ea. Deci nu sărutăm lemnul sau sticla, ci ce reprezintă lemnul și sticla. Adică chipul pe care sticla, chipul care se zugrăvi pe sticlă sau pe lemn. Noi când sărutăm poza copilului, a mamei, a strănepotului, a tatei, noi nu sărutăm hârtia. Cine săruta hârtia vreodată? Ci chipul care îl reprezintă. Nu hârtia ce o ținem la piept, în geantă sau pe birou, sau în fața noastră, ci chipul acela care transmite ceva nouă, emoțional, de fiecare dată când îl vedem. Acesta este, sau aceasta este semnificația icoanei ca mesaj. Mai departe, o întrebare. După toate cele pe care le-am văzut acum, călcăm porunca decalogului cinstind icoanele și crucea? Sunt ele după toate acestea idoli? Iată, răspunsul nu poate să fie decât unul singur. Încă un singur lucru și ne oprim, ca să poată merge și doamna respectivă, dar și noi, la disputa dintre Ponta și Iohannes. Imaginile și obiectele sacre, nu numai că erau permise, ci ele erau și cinstite, iar prin ele se manifesta în mod deosebit slava și puterea lui Dumnezeu. Încă o dată, imaginile și obiectele sacre, o să le vedem mai departe, o să vedeți ce urmează acum. Nu numai că erau permise, ci erau și cinstite, iar prin ele se manifesta în mod deosebit slava și puterea lui Dumnezeu. Un singur exemplu luăm și aici ne vom opri, pentru că ceea ce urmează este foarte important și necesită unele explicații. Moise păștea oile lui Ietro, socrul său, preotul din Madian. Și dacă și-a mânat el turma până dincolo de pustie, a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Iar îngerul Domnului s-a arătat într-o pară de foc în mijlocul unui rug. Și Moise a băgat de seamă că rugul ardea, dar rugul nu se mistuia. Atunci Moise și-a zis: ia să fac eu câțiva pași ca să văd această mare vedenie. Ce-o fi asta? Că rugul nu se mistuie. Când însă Domnul a văzut că el se apropie să vadă, i-a făcut Domnul chemare din mijlocul rugului zicând: Moise, Moise! Și el a răspuns: ce este? Domnul a zis: de aici mai departe să nu te apropii. Scoate-ți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este pământ sfânt. Locul pe care este o biserică e pământ sfânt. Locul pe care se găsește un heruvim sau o icoană sau o cruce e loc sfânt, pentru că acolo se arată Dumnezeu, în ele. E prezent Dumnezeu. Și i-a zis: eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Iar Moise și-a întors fața, fiindcă se temea să se uite deschis către fața lui Dumnezeu. Acest text a fost zugrăvit în imagini. Acolo nu ardea un rug. Era numai
o imagine a prezenței lui Dumnezeu pe care Moise a văzut-o așa, în acea imagine. Și acea imagine a dat sfințenie acelui loc. Ce este una din reprezentările icoanei în Vechiul Testament, care mai târziu, apoi, a ajuns în cultul creștin. Avem mai departe reprezentat acest lucru în icoană. Modul acesta al prezenței lui Dumnezeu. Ce diferență este în imaginea pe care o avem acum, în care vedem pe Dumnezeu, și imaginea din Vechiul Testament pe care a avut-o Moise, că și el a avut numai o imagine. A fost un mod prin care Dumnezeu lui i s-a arătat și a transmis un mesaj. Repet, n-a fost un foc care se mistuie. Era o imagine a prezenței lui Dumnezeu pe care Moise a înțeles întreg mesajul ei. Acea imagine s-a transferat mai departe într-o icoană, cu un mesaj. Și iată ce urmează și unde ne oprim. Templul lui Dumnezeu din Ierusalim, și o să vedeți de ce. Ce a însemnat templul lui Dumnezeu în simbolismul lui de mai târziu iconografic. Dragii mei, ne oprim aici din motivul pe care vi l-am spus la început, ca să ajungem toți, ne interesează să vedem toți ce urmează, de aceea nu vor fi întrebări acum, ci întrebările toate le lăsăm pentru data viitoare, când o să vedeți ce urmează. Și data viitoare, peste 2 săptămâni, o să vedeți încă ceva din Vechiul Testament foarte interesant, dar mai ales din Noul Testament, cu privire la icoană. Ne oprim aici, dorindu-vă o seară plăcută, o vizionare plăcută, sperăm să ne lămurească mai bine crezul nostru în seara aceasta. Părintele încheie cu o rugăciune. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților. Și nu ne duce pe noi în ispită. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Pe data viitoare.